Avertizarea Administrației Naționale de Meteorologie a intrat în vigoare astăzi la ora 13 și este valabilă până mâine la aceeași oră. Potrivit informării meteo, la noapte și mâine dimineață, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță, favorizând producerea de polei. Prognozele mai arată că în același interval va ninge viscolit în toate zonele montane, iar vântul va depăși 80 de km pe oră. Polițiștii îi sfătuiesc pe Gorjen să nu plece la drum fără să aibă mașinile echipate corespunzător.